Bună seara și bine ați revenit cu Zala Prof. Online cu exerciții de matematică la algebră. Algebră, mai băi, domeniul cel pasionat. Pentru noi. Algebră. Da, poftim? Da. Da. Acum l-am făcut. Deci așa, calculați. 7 supra 6 radical din 2. Calculați, da? Da. 7 supra 6 radical din 2. Minus 5 supra 3 radical din 2. Plus 3 supra 4 radical din 2. Totul împărțit la 3 supra radical din 288. Cine vă duce? Miruna, poți fi 7 supra, amplificăm prima fracție cu 2, a doua cu 4. Hai să facem așa. Fiindcă radical din 2 peste tot. Păi asta am vrut, asta ziceam. Să amplificăm prima fracție cu 2, a doua cu 4 și a doua și a treia cu 3. Așa, că numitorul între 6, 3 și 4 este 12, da? Da, da. 12. Și atunci aici cu 2, aici cu 4. Și atunci vom avea, te rog. 14 supra 12 radical. 14 deodată minus. Da, 14 minus 20 plus 9 supra 12 radical din 2 ori radical din 288 supra 3. Radical din 288 supra 3. Radical din 2 cu radical din 288 simplifică de radical din 944. Da, ca să, se înțeleagă mai bine, o lăsăm un pic mai ușor. Și zicem 14 plus 9, 23, minus 20. 3 pe 12. Radical din 2, ori radical din 2, ori 144. Adică 12 ori radical din 144, radical din 144 e 12. Da, 12 radical din 2. 12 radical din 2, totul ori supra. 3. 3, da. Se simplifică, asta e de 1. 12 cu 12, radical din 2 cu radical din 2, 3 cu 3 și face 1. Următoarea. Inversul numărului a mic egal cu 1 supra. Inversul a mic egal cu. Să-l vedem. 1 supra. Supra. Radical din 5 minus 3 radical din 3. Radical 5 din 5. Minus 3 radical din 3. Subradical, da? Totul subradical. Deci radical mai lung. Da. 5 minus 3 radical din 3. Totul la a doua. Asta. Deci da. Subradical da, la a doua. Da. Minus. 2 supra. Radical mai lung. 2 radical din 3 minus 4. Totul la a doua. Egal. Deci inversul numărului este. Da. Păi mai întâi lucrăm. Adia. Da? Te rog, Adi? Păi mai întâi facem paranteza. Adică? Adică la a doua, da? Da. Dar nu știi să ridicăm la a doua. Am o întrebare. Simplificăm radicalul cu 2. Așa, indice cu 2 aici. Da, da, și o să ne dea 1 supra. 1 supra cât are? 5 minus 3 adică radical. Cât? Ca seara am insistat. Și eu v-am întrebat acum. Cum? Ce? Acum modul. Asta. Modul din 5 minus 3 radical din 2, 3 minus 2 supra adi. Supra adi. Modul din 2 radical din 3. 2 radical din 3 minus 4. 4. Și egal mai departe. Acum ne interesăm ce fel de număr este aici. Pozitiv sau negativ? Dacă e pozitiv, vă lăsăm așa. Elementul aducem pe 3 sub radical și da. E 27. Deci vine 1 supra. 1 supra 5 minus radical, radical din. Nu, 1 supra modul din 5 minus radical din 27. Da. Minus 2 supra. Minus 2 supra. Îl introduce pe 2 sub radical și o să avem radical mai lung din radical din radical. Păi da, radical modul. Mai modul din dar nu mai pune și modul. Mai pune modulul, că nu știm, n-am explicitat.
Deocamdată ne pregătim pentru exercitarea modulului. Uh-huh. Așa, și avem așa modul din radical din 12. Și tu vrei să spun să fiu mai lung, mai da. Și minus 4 aici, nu? Da. Măi, băi, ce faci tu, ce faci, îmi dai câte un an de mult. Mi se mai e picioare. Dar nu ăla mai lung. Dacă ar fi fost înmulțirii, da. Dar fiind scăderii, radicalul ăsta se oprește aici, Radin. Nu radical lung. A, dacă am scăpat de ăla. Deci, noi practic l-am băgat doar pe 2 sub radical. Da. Sunt doi termeni aici, 1, 2. Deci rămân radical din 12 minus 4 în modul. Egal cu 1 supra, păi rămâne. Nu vedem. E pozitiv sau e negativ? E negativ. Negativ pentru că 5 radical... 5,2. Sau putea, Mirona, repede să-l vedeți. Radical din 25, da. Radical din 25 e mai rapid. Mai bine, radical din 25 față de radical din 27 e mai mare ăsta. Deci e negativ. Da. Deci și atunci și atunci schimbăm semnul. Minus da, plus. Deci va veni 1 supra 5 minus 5. Minus 5, că schimbăm semnul tuturor. Minus 5 plus radical din 27. Da. Adică ăsta cu plus devine minus și ăsta cu minus devine plus. Plus, așa. Minus, minus 2 supra. 2 supra. De nou analizești aici. Aici rămâne așa pentru că... Pentru că nimic. Păi 2 la 2 ai 4, adică din 12, minus adică din 16, deci aici negativ. Că pe 4 da. Vezi că radical e 16, mai mare ăsta. Da. În concluzie trebuie să schimbi. Să schimbi semnul și avem așa minus radical din 12. Da. Da. Minus radical din 12 și plus 4. Și egal cu. Pe primul o amplificăm cu radical din 27. Atenție! Cu minus 5. Adică, hai să scrim așa, 1 supra radical din 27. Să scrim în ordine invers, să fie asta pozitiv. Radical din 27 minus 5. Da? Minus 2 supra 4 minus radical din 12. Nu așa vine? Da. Adică ne-am scris încât pe primul loc să fie la pozitiv. Anca, da? Da. Și ăla altul negativ. Ce facem acum, Anca? Amplificăm cu radical din 27 plus 5. Bravo. Cu conjugată, da? Perfect. Deci amplificăm cu radical din 27 plus 5. Și în partea asta? Cu 4 plus radical din 12. Bravo. Și va fi egal mai departe cu? Cu radical din 27 plus 5 supra radical din 27 minus 5. Radical 27 minus 5 pe lângă, că mulți, cu cât am mulțit și sus și jos mulțim. Pe lângă radical, radical din 27 plus 5. Da. Deci cu aceeași cantitate și sus și jos, și numărătorul și numitorul. Am aplicat-o. Minus. Minus linii de fracții. 4 plus radical 2 pe lângă. Este 2 de aici, Adi. Așa, 2 pe lângă 4 plus radical din 12. Da. Supra 4 minus radical din 12. Care era pe lângă? Pe lângă 4 plus radical din 12. Da. Și egal cu. Cu radical din 27 plus 5. Supra radical din 27 la a doua. Da, și l-am scris. La a doua. Minus radical... 5 la a doua. Da. Că știi bine, ia minus b până la plus b, formula ce tot am văzut-o. Minus linii de fracții. Minus linii de fracții, 8 plus 2 radical din 12. Da, trebuia să scriu pe 12 ca fiind 3 ori 4, da? 3 ori 4, da. Să-ți data viitoare și jos. Și jos avem așa, 4 la a doua, așa, minus radical din 12 la a doua. 12 la a doua. Și egal mai departe. Așa. Radical din 27 plus 5. Adică 3 radical din 3 ar veni de acum. Da, 3 radical din 3 plus 5 supra... Hai, 2. 27. 7. Scapă de radical. Uh-huh. 27 minus 25. 27, da. 3. 3.
minus limbi fracții. 27 minus 25, 2. Minus 8 plus 2 radical. 8 plus 4 radical din 3. Da, 8 plus 4 radical din 3. Supra, păi 4 la 2, 16 minus 12, 4. Și cam mai departe cum? Egal cu pi prima, o amplificăm cu 2. Ca să avem același numitor. Bine, numitor. Hai să merg. Eu mă gândeam să scoatem un 4 în factor, da, să simplificăm, dar tu, dacă mergi pe varianta, să merg pe culoarul tău. Deci amplific aici cu 2. Da. Și o să avem numitorul 4. Și o să fie... 4 și o să avem așa 6 radical din 3. Da. Plus 5. Bă, 10. Plus 10, măi, dar... Plus 10. Atenție! Că ne-am putea plătiți cu 2 pe toți termenii pe de la toți, da. Pe toți, plus 10. Minus 8. Da. Plus... Minus 8. Minus 4 radical de 3. Minus 4 radical de 3. Minusul de față schimbă semnul de tuturor, ca și mai puse cu minus 1. Și egal cu? Egal cu numitor comun 4. 6 radical din 3. Cu minus 4 radical din 3, adică ne dă 2 radical din 3. Da. Plus... 2. 2. Și egal mai departe. Egal cu... Să scoatem factor comun pe 2. Să plecăm pe 4 cu 2. Dar n-avem voie. Așa, n-avem voie. Deci scoatem pe 2 factor comun, cum ai zis, 2 pe lângă... 2 pe lângă radical din 3. Plus 1. Plus 1. Supra 4. Așa. Și simplific acum și o să ne dea 2 jos, adică radical din 3. Plus 1. Plus 1 pe 2. Pe 2. Și ne zici inversul. Inversul acesta. Adică 2, 2 exact. Supra... Deci A 2. La minus 1 sau 1 pe A, dacă A-ul este ăsta, să scrim așa. A egal cu, am găsit, A egal cu radical din 3 plus 1 pe 2. Iar de aici rezultă că 1 pe A, inversul, e 2 pe radical din 3 plus 1. Și tu nu poți să lași cu numitorul radical da. Din 3 plus 1. Amplificăm cu radical din 3 minus 1. Corect. Deci egal mai departe cu... Radical din 3 minus 1. Și avem așa, egal cu... 2 pe lângă. 2 pe lângă radical din 3 minus 1. Supra radical din 3 plus 1, totul pe lângă radical din 3 minus 1 și avem 2 radical din 3, 2 radical din 3 minus 2, ca ne să cu paranteza. Minus 2, totul supra. Totul supra radical din 3 la a doua, adică 3. 3 minus... 1 la 2, adică 1. 1. Adică 2. Și egal, egal cu 2 radical din 3 minus 2 supra 2. 2 radical din 3 minus 2, tot supra 2. Așa scoatem 2 factori comuni. Ei, ai înțeles că nu trebuia să desfaci paranteza? Da. Ai făcut înainte și înapoi. Ai înmulțit ca să scoți pe un factor comun. Da. Pentru fracții niciodată nu mai desfaci așa, că există posibilitatea să simplifici. Da. Cum, de fapt, să evit aici? Deci egal cu 2 pe lângă... 2 pe lângă radical din 3, 3 minus 1, totul supra 2. Da. 2 cu 2 simplificăm și obținem radical din 3 minus egal 1. Cu radical din 3 minus 1. Asta este răspunsul, radical din 3 minus 1. Mai primim acest exercițiu. Like și share. Da, într-adevăr merită, pentru că vezi tu, unde au fost capcane. Da. Spune-le tu unde au fost capcane. Am încălcat puțin acolo la semne, la algebră. Atenție, nu, Adi. Primul moment important. Acolo cu modulul să scriem... Deci ieșitul de sub radicalul de ordin... De ordin... Ăsta care aveți doi de ordin 2. Se iese totdeauna în modul. Da. Deci modul a fost prima notă, observații. Momente importante. Zice, momente importante. Da?
da? Momente importante. 1. Radical. Radical din x pătrat egal cu modul din x. Asta e. Sigur că da. Foarte o exercițiu. Terminat. Deci atenție. De sub radicalul de ordin 4. Deci, practic, dacă nu puneam un modul, greșeam de la început. Complet. Vai, deci era... Leo, și ce lung îi. Vai, mie chiar cum făceam aici. Deci... Nu, nu, știu asta. Deci, atenție, deci eu ziceam spre momente importante. Trebuie să notezi. Există momente importante. 1, 2, 2. Explicitarea modulului. Explicitarea modulului, adică ne-am interesat. Dacă e pozitiv, rămâne așa, dacă e negativ, îi schimbăm semnul. Corect. Și pe aceea l-am lucrat, cât altfel. Deci modulul ăsta ne-a blocat și spune, de acum să fim atenți ce facem. Ai grijă, că altfel se duce în exerciție. Da? Și am constatat că atât primul cât și al doilea, partea din interior este un număr negativ și atunci îi schimbăm semnul. Uh-huh. Am zis minus 5 plus radical de 27. Și respectiv, minus radical din 12 plus 4. Al doilea moment important, capcană puternică. Hmm. Da? Care? 2. Deci, după ce ai constatat că e negativ, da, îi schimb semnul întregii expresii. Adică ăla cu plus face minus și ăla cu minus face plus. Deci plus, da. Deci minus 5 plus 3 radical din, da? Și pe urmă tot așa zice aici. Minus radical din 12 plus 4. Ăsta a fost al doilea moment important. De acolo înainte s-a limpezit exercițiul, că ai mers pe ce? Conjugatele ca să scape de radical, nu de la numitor, s-a lucrat pur și simplu, s-a văzut numitorul comun și am ajuns până la A. A egal cu al treilea moment, notați-vă. Momentul al treilea. A egal cu radical din 3 plus 1 pe 2, așa am găsit răspunsul. Iar 1 pe A, 1 pe A, l-ați găsit, egal cu cine? 1 pe A inversul, adică este 2 supra radical de 3 plus 1. Da, 2 pe radical dintre scris, 1 pe A egal cu 2 pe radical de 3 plus 1. Și nu-l lăsăm așa, ești tentat să-l lași așa, dar nu ai voie că ești la etapa când raționalizezi numitorul. Se raționalizează și au final, 1 pe A îmi dă cât îmi. 1 pe A radical din 3 minus 1. Da? Da. Anca, repete-le și tu. Care au fost momentele importante? Păi prima dată când am scris sub formă de modul acolo. Deci, ieșit tu de sub radical în modul. Al doilea moment. Explicitarea modului, adică te interesezi expresia dacă e pozitiv. Dacă e pozitiv, rămâne așa, ce e acolo. Dacă e negativ. Și pe raționalizat. Trei momente importante. Da, foarte. Da, foarte important. Altfel, totul este pierdut. Am da. Deci niciunul nu va schimba cu asta. Da. De obicei am ajutat, de la început și cu adjecții. Deci noi suntem la antrenament. Voi trebuie să înțelegeți că ceea ce facem acum este ca atunci când vă avea față în fața următorului exercițiu, care poate să fie chiar acum, să-l puteți face fără emoții. De-aia am punctat. Nu mai dați un ușor. Momentele importante. Dacă găsesc, da, dar suntem la test. Și chiar e greu. E greu următorul, dar tot trebuie să ne explice, domnul profesor. Da. Deci, momente importante. La momente importante, o să ne oprim și aici și învățăm din fiecare exercițiu câte ceva. Să facem mai diverse și după aceea mai revenim. Ce la e puțin? Dar de la ce pagină? 97. Ca să fac și eu acasă. 97. 97. E prima dată când te aud, fac și eu acasă. Păi știi ce înseamnă asta? Este un prim... Chiar ați auzit? Da. Dar m-am auzit acum că ai zis tu. Vreau să fac și eu acasă. Corect. Păi atunci și eu să spun auzit. Numai tare ca să se audă la cameră. Să audă la cameră. Dar nu se aude. Deci acum nu se aude și în direct. Dar important este că ideea ta de a spune vreau să fac și eu acasă. Este timpul să încercați să lucrați individual. Păi chiar vreau, adică da. Nu... Știi ce aș face eu? Bună, ești tu, că l-am făcut acum împreună. Îl mai fac o dată acasă. Da, încă o dată, fără să te mă uiți.
Păi da, pun mâna așa, așa? Și își lucrează pe la caiet. Da, la caiet, o fain. Și dacă îl fac corect, este în semn că înțeles. Poți să, înțeles, te, corect. Poți să te bucuri și să fie un star bun pentru următoarele ești. Sigur. Un radical adânc și lung. Deci radical adânc și lung. O fracție să fie? Paranteză pătrată, paranteză rotundă. La numărător? Paranteză pătrată, tot lungă, adâncă, paranteză deci, rotundă. Așa, paranteză dreaptă și rotundă. Rotundă. 5 pe 4. 5 pe 4 plus. 6 pe 8. Plus 7 pe 12, plus 8 pe 16, plus 9 pe 20, plus, și așa mai departe, plus 76 pe 288, închideți paranteza rotundă, minus, tot supraradical. Deschideți o altă paranteză rotundă, 1 plus, 1 pe 2, 1 plus 1 pe 3, plus 1 pe 4, plus 1 pe 5, plus, și așa mai departe, plus 1 pe 72, închideți paranteza rotundă și pătrat, ori 2. Tot sunt radical? Da, da. Egal cu? Să nu cădem egal cu. Deci, da. Păi să fac plus. Dacă am pun-o pe prima numai, am putea... Prima paranteză, zici? Da, aș putea să scot un factor 1 pe 4. Că toate văd că fac 4 ori ceva. Da. Am putea face asta. Da, și sau pe 5, 4 plus 6 pe 2. Plus 3. Deci toți sunt 7. La numitor multiplu de cât de 4, de 4, da? Da. Haide să pornim așa. Cum ai făcut o observație? Ești radical din 1 pe 4, deci paranteză dreaptă, paranteză rotundă. Cred că întâi în fața paranteziei rotunde, da. 1 pe 4, pe lângă. Zic, Miruna? 5. Plus 3. Plus? 3. Care vine 3, 6 pe 2. 6 da. Pe 4. Da. Care face 3. Plus? Plus 7 pe 3. Plus 7 pe 3, așa este? Da. Plus 8 pe 4. Care 2. Aș lăsa aici 6 pe 3. 6 pe 2. Da. Da, plus 9 pe 5. Plus 9 pe 5. Plus puncte, 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 plus 76 supra 122. Nu. Supra 72. Supra 72. De 76. Da, haideți să luăm numai pe asta. Nu, hai să mergem cu toată bucata. Dar de ce rămâne 76? Și 76? Nu, 72. De ce? Că e 4, am scos pe 4. 4 ori 72, 4 ori 2, 8, 4 ori 7, 28. Da. Am împărțit pe toți numitorii cu 4, am pus 1 pe 4 în factor. Da. Da? Foarte tare, pune întrebări. Că dacă o chestiune ți-a pășit-o, de acum nu se rupe filmul și nu mai poți să lega nimic. Deci încă o dată. Din 4, 8, 12, 16, 20, rămâne parte multiplu din 4, am scos 1 pe 4 un factor și mi-a rămas 5 pe 1, poftim, 5 supra 1, 6 pe 2, plus 7 pe 3, plus 8 pe 4, plus 9 pe 5 și rămâne parte. Da. Plus 76 pe 72. Minus. Asta o lăsăm așa, da. Unul când e, nu are ceas, unul plus unul pe doi, pentru că nu propuneți să aduc la aceeași numitor, că nu vrea. Dar cine ar vrea? Pentru că, ce numitor am acolo? Da. Unul pe doi, plus unul pe trei, plus unul pe patru, plus unul pe cinci, plus mai departe, plus puncte, puncte, plus unul pe 72. Observ că am două paranteze. Hai să facem ori doi. Închidem paranteza pătrată ori doi. Și acum e egal. Au 2, pe 3, pe 4, pe 5, pe 72, deci ar trebui încercat să facem ceva ca acolo. 2, 3. Asta încercăm să facem ceva ca acolo. Da. A, da, că să văd că numitorii din paranteza dreaptă și... Da, e pe 1, pe 2, da. Trebuie să găsim o idee, da? Da, eu aș vrea să scot factor comun. Pe cine? Cred că 1 pe
2, 4. Paranteza din dreapta, 1 plus 1 pe 2. Paranteza asta, n-ai ce-i face, ce să scoți în factor comun. Aici nu mai există un caz, aici mai sus, 4 peste tot. Da? Deci nu mai este așa. Trebuie să ne vine absolut o idee. Avem nevoie de o idee. Să grupăm termenii câte... pe 72, da? Trebuie să vedem vreo șmecherie aici, trebuie să se întâmple ceva. A, da, că luam paranteza de dreapta. Păi, observăm că din toate a cam scădea câte un 4 din 76 minus 4, 9 minus 4, 8 minus 4, 7 minus 4. Da, ce s-a întâmplat? Ar fi... am avea 7 minus 4 pe 3. Adică, păi, puteți să dăm factorul cu 1 sau să amplificăm cu ceva ca să ne facem asta? Ce să amplificăm? Să amplificăm cu minus 4? Nu. Deci, să vedem o chestie care să ne meargă aici. Putem să grupăm ultimul din paranteza stângă cu ultimul din paranteza dreaptă. Ia să vedem, stai vedem. El are o idee. Deci, el ar încerca să grupeze pe paranteza din stânga, da, ultima fracție din paranteza din stânga cu ultima fracție din paranteza din dreapta. Spun că avem o percuneată faptul cu 1 pe 4 și ar fi... acolo e o mulțire. Ar merge. E una. Păi, zicem 1 pe 4, să lăsăm 4 acela, adică să ne întoarcem la început. El ar miza pe chestia asta, să ne întoarce și fracția 76 pe 228 e 1 pe 72, nu? Adică fără să fii scos în factor comun. Iar dacă vrei, Miruna, fiecare are 1 pe 4. 1 pe 4 le sau 1 pe 4 le sau 1 pe 4. Numărul de fracții de aici este egal cu numărul de fracții de acolo? Da. Întrebare. Da, da, da. Este egal pentru că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Regăsim și un partea. Le găsim și partea. Deci numărul de fracții ar fi egal. La momentul acesta, dacă ne propunem așa, ne merg pe ideea ta. Deci facem așa. Deci nu știu ce am zis, dacă... Deci zis așa. 1 pe 4 ori ăsta, 1 pe 4 ori ăsta, 1 pe 4 și grupatul cu acelalte, da? Și ar veni 1 pe 4 pe lângă 5 pe 1, nu? 1 pe 4 ori 5, hai să luăm așa, 1 pe 4 ori 5. Este asta de aici. Da. Minus 1. Și fac o echipă. Da? Plus 1 pe 4 ori 6 pe 2. 6 pe 2 minus 1 pe 2. Așa zic. Deci 1 pe 4 ori asta minus 1 pe 2. Hai să încercăm, nu are rost să-l repezi, da? Nu știu, zbute. Plus, stai să vedem ce ne iese. Fiecare idee pe care o avem, să o încercăm deocamdată, dacă suntem săraci în alte inițiative, hai să încercăm pe asta. Deci va veni 1 pe 4, Adi, pe 7 pe 3, da? 1 pe 4, 7 pe 3, minus 1 pe 3. O echipă. Da. Plus puncte, puncte și așa mai departe.
Ultima echipă este 1 pe 4 ori 7, 6 pe 72. 1 pe 4 ori 76 pe 72. Minus 76 pe 72. Da, minus 1 pe 72. 1 pe 72. Ba da. Și egal cu. 1 pe 4 ori 4 dă 1 acolo, prima paranteză, a doua paranteză tot 1. A treia paranteză tot 1. Așa este. Ultima paranteză tot 1. Este nu extraordinar. Poți să mă bucur puțin? Nu, nu foarte repede. Deci, deci, iată ce facem. 5 în plus. 5, ar după aceeași numitor aici, nu? Da. Nu, n-am dat ce la tine. Ce faceți? 1 pe 4, păi 4. Și 4 pe 4 se multiplică și 1. Deci, atenție, Miruna. Că 1 pe 4 se mulțește cu 5 și pe 1 scade 1. Aveți 1 pe 4 ori 5 minus 1 pe 1, adică 1 pe 4 ori 4. Dar vezi că și 1 pe 4 ori 5 minus 1 e în paranteză, în grup. 5 minus 1 cât e? 4. Apoi 5 pe 4 minus 1 e 1, ce e cu 1? E 5 pe 4 minus 1? Da, 5 pe 4 minus 1. Păi e mulțire acolo, ce faci? Mă derutezi. I-a zis 5 minus 1. Face adică 4, da. Și 4 se multiplică cu 4 și face 1, nu? Da. Dar dacă n-are ordin efectorii operațiilor? Mai întâi înmulțirea. Păi 1 pe 4 ori... A, da, ea n-a înțeles că a spus două paranteze acolo și ați derutat-o. Ma... Bine, nu v-a fost și așa. Dar nu trecea mai încolo. E cum ai ți-a dat 1 aici? 6 pe 8 minus 1 pe 2. Am amplificat fracția aia cu asta, mi-a dat 2 pe 2, adică 1. Aici, ai zis așa, 6 pe 8, minus 1 pe 2, am aplicat aia cu 4, da. Și dă 6 minus 4, 2, 2 pe 2, 2, adică 1. 2 pe? 2. De 6 pe 8. De gata, deci eu am pierdut firul. Uite, 6 pe 8. Nu știu ce zici, Miruna. Minus 1 pe 2. Egal, amplificăm aici Miruna cu 4. Și da. Egal cu 6. E 6 minus 4 supra? 8. Asta e. Supra 8. Și 1 pe 4. Și face 2 pe 8. 8, care face 1 pe? 2. 1 pe 2. 4, pardon. Pardon, 1 pe 4. 4, ce așa. Zic eu? 1 pe 4. Deci nu face 1, 1. Uh-huh. Ar fi fost bine. Da, m-aș fi bucurat eu. Da. Deci, bă, măcar aceea... am făcut ceva, da. Adică... Deci am încercat ceva. Pentru mine e ceva. Păi, hai să vedem, nu dăm înapoi. Hai în continuare să facem, unde, unde ajunge. Până unde merge. Și aici am să avem unu. Așa. Ce mână visez că e 5 pe 4? 1 pe 4. Domn profesor... Mai explicați-l dată, că nu înțeles. 5 minus 4. Că după aceeași numitor aici pe 4, 5 minus 4 face 1 pe 4. Da, 1 pe 4. Primul este 1 pe 4. A, da, uitați că am făcut plus... și un, tot 1 pe 4. Asta e altă cum este. Plus 1 pe 4. Ceva mișcă pe aici. Plus. 1 pe 4. Da, 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 da. 1 pe 4. Dacă la prima a dat 1 pe 4, dă și la 1. Ia să vedem și aici. Tot așa. Păi, e 7 pe 21. Ba, nu, 7 pe 12 cu 4, aia și-ar veni 7 minus... 4 fac 3. Da. Se simplifică cu 3 și faci totul pe 4. Da. Nu ești convins. Ba, da, da, n-am înțeles așa, trebuie să scrieți pentru mine. Deci, 1 pe 4. Așa nu pot să fac. Ori 7 pe 3. 3. Minus 1 pe 3. 1 pe 3. Așa, deci, e 7 pe 12, minus 1 pe 3. Așa, amplificăm. Că dințeles am înțeles, amplificăm cu 4 și o să avem așa, 3 pe 12. 7 minus 4, 3 pe 12. 12 egal cu 1 pe 4, gata, acum am înțeles. Deci, peste tot face 1 pe 4. Și la sfârșit să vedem câte grupe. 1 pe 4. Da, 1 pe 4. Avem ori 2. Ok? Paranteza aia pătrată e ori 2. O să vedem, dar vrem să vedem câți de-a 1 pe 4. Nimic. Câți de-a 1 pe 4? 76. 72. 72. 72. Minus 2. De ce? 72. De ce? Și ăsta avem 1. 1, 2, 3, până la 72.
72. 72 de grupe. De ardi 1 pe 4, da? Da. Uh-huh. Bun. Deci, sunt... Da. Deci nu sunt 72? Da, încă. Ia să vedem. Adică asta, asta, asta și am urat în total. Sunt 72. Cât de? De șase. Mă lăudați? Da. Da. Ori? Totul ori 2. Dar după aia pot să ies la cameră și să mă bucur. Da, acum, Adi... Bine, dar după ce refacem? Cu ce pe ce refacem camera, da, o să lucreze. Deci totul ori 2. Ce vrei? Bravo. Și egal mai departe, cu radical din... Bă, cineva m-a învățat. 72. Cel de sus. Așa. Ne-a dat minte. 1 pe 4, 7. 72 ani de supra 4. Ori 2. Și egal mai departe. 72 împărțit la 4 face cât? 18. 18, da. Dar nu se numai întâi simplificăm 4 cu 2. Da, 4 cu 2 simplu că da. Și ne rămâne 2 și 72 împărțit la 2. 36. Da. Radical din 3, 6? 6. 6. Ce? Da? Deci răspunsul corect este 6. Deci trebuie să îndrăznim, da? Like și share pentru mine. Și nu trebuia neapărat 1 pe 4 la scurt. Trebuie să faci 5 pe 4 minus 1. Dar nu mi-aș fi intubit un profesor că aveam voie așa. Cum? Din prima paranteză cu primul din altul. De la început. Deci ăsta și cu ăsta. Da. Ăsta și cu ăsta. Fără să scoți 1 pe 4, fără, da, ca să nu ne complicăm. Sigur că da. Da, nu vedeam. Dar nu vedeai nici așa. Da, bă, da. Da, după ce s-o rezolvă. Deci, altfel... Dar n-aș fi crezut că putem așa. Păi de ce nu? Păi de-a câte fracțiile acestea sunt, dacă e egal cu numărul ăsta, este un prim motiv ca să faci grupajul ăsta. Este, am zis și eu ceva bun. Cel de sus m-a ajutat. Chiar așa, adică fără să... Da, să e spunem, plus acolo, domn profesor. Da? Plus 76 pe 288. Da, plus. Așa, da. Practic, prima paranteză e... Degeaba. Nu. Paranteza rotundă. Paranteza asta de aici. Mă felicit. Taci un pic, este pusă așa ca să-ți atragă atenția că e o bucată și după aceea altă bucată. Și că e același număr. Că dacă lăsa așa, nu era atât de concludent. Acolo minus în fața la a doua paranteză. Minus se justifică. Da. Ei, prima, momentul acela când noi am împărțit prin 4, când am împărțit prin 4, am sesizat că apare 72. Acest lucru ne determină să înțelegem că sunt același, numărul de fracții de aici este egal cu numărul de fracții de aici. Atât. Deci prima chestie cu 1 pe 4, scos în factor, este importantă să o facem, dar pentru că înțelegem... Domnul profesor, ar putea să mergem din 288 minus 4, adică 284 împărțit la 2. Că 4, ce? Nu puteam să zicem 288 minus 4. Te gândești la sume Gauss? Da, câți termeni sunt acolo? Câte fracții sunt? Și la cea din 4 în 4, stai și tot. Da, tot acolo ajungi, dar nu văd rostul pentru care să nu faci așa. Deci tu ai avut inițiativa să scoți pe 4. Da. Totul, în clipa aceea s-a văzut că sunt aceleași fracții 2, 3, 1, 2, 3, 4, 72, 1, 2, 3, 72. Și atunci grupajul este... De ce ai voie să facă așa, 1 din grupajul? Sigur că da. Păi ia închipuiți-vă că am desfăcut minus. Minus, fiecare cu minus la asta. Și una cu plus, alta cu minus. Una cu plus, alta. Și le grupezi. Da, ca să poți să... Da, avem ore acolo, știi? Da, super. Pe mine m-ar fi ajutat fără prima paranteză, așa vedeam, repede. Era mai vizibil? Da. Autorul a făcut-o așa, pentru că grupajul ăsta nu este telefonat așa. Dar după ce scoți pe 4 un factor și văzând 5 pe 1, 6 pe 2, 7 pe 3, atunci cu 1 ăsta. Și 5 pe 1, cu 1 acesta este mai ușor de văzut. Dacă însă lași așa, 5 pe 4 minus 1 face 1 pe 4, 6 pe 8 minus 1 pe 2 face iarăși 1 pe 4, este mai românește, să zic așa. Dar nu ți este trimis mesajul ăsta
decât după ce e scos în factor ca să vezi același număr. Ca să vezi că e 1, 2, 3 și 4, așa, da? Așa. Te încurcă, domnule. Da, dar după ce ai văzut chestia asta, mai bine privește la început, da, cu ai dreptate, și spui așa, eu aș fi făcut în felul acesta. Eu dat un pic de Adi, domnul profesor, da, simte nevoie. Da. Bravo, Adi, ai reușit. Dar ce sunt pe stradă, îți dau două. Strigă gura mare. Că... nu se poate concentra acum de bucurie. Da. Învață, după ce Dumnezeu ți-a pus ideea în minte, încearcă să, să fii modest. Să-i mulțumesc din tot Dumnezeu. Este extraordinar. Să fii modest. Și Doamne, mulțumesc. Și atât. Și să oprește ești chestia asta. Nu, el în continuu, zici. Da, continuu, el mai mama, hai să mama, m-a auzit, da, mama. Da. Haide că te dau un mai greu, taci. Hai, oprește, acum ca să putem să-i mergem. Și mergem mai departe. Radical din. Deci, dacă mergeam 5 pe 4 minus 1, da, plus 6 pe 8 minus 1 pe 2, plus 7 pe 12, să minus 1 pe 3. Da? 7 pe 12, minus 1 pe 3. Și așa mai departe, da, plus puncte, puncte. Plus 76 pe 288, minus 1 pe 72. Da, și totul... Și toată asta aici, vorbe, într-o fracție, într-o parte, vorbe, vorbe. Ei bine, repet, parcă de la prima vedere nu se vedeau în același număr, da, de fracție. Da, da, da. Primul lucru ăsta îl faci, îl scos pe 1 pe 4, așa am și început, da, dar nu mi se lega asta. 4, eu n-am mai revenit din nou, însă forma de prezentare este mai deșteaptă cu... După ce ai văzut aceeași număr de fracții, 5 pe 4 cu minus 1, uh-huh, 6 pe 8 cu minus 1, da? Că aici, făcând calculul, vine 4, minunat să-și pregăti să facă o greșeală acolo. Exact. Și face 5 minus 4 pe 4, face 1 pe 4. Eu am înțeles așa că 1 pe 4 ori 5 minus 1 e o fracție supra 1. 5 minus 1, nu. Asta, așa cum am dat seama, e 1 pe 4 ori 5 minus 1 separat. Corect, 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 corect. Și 1 pe 4, și observ repede că e 1 pe 4 peste tot, da, și atunci e 1 pe 4 de câte ori? De 72 de ori, că tocmai ce am da. Și a ori 2 și repede ieșea. Dar e genială chestia asta, bravo Adi, bravo Adi. Da, deci în clipa în care... Dacă noi după ce l-am scos pe 1 pe 4, eram într-un impas, domn profesor. Vedeți? Vedeți? Trebuie să învățăm de asta un lucru. Trebuie să îndrăsnim. Corect. Că dacă nu încerci, dacă nu intri în apă, nu poți să înnoți. Deci trebuie să intri în apă. Și să recunoască că după ce a dat ideea, el tot singur a abandonat de la al doilea, de la a doua paranteză. Mai devreme. Exact. Eu tot timpul am spus, hai să încercăm mai departe, mai facem un pas, mai vedem. Nu o oprim aici. De ce? Avem vreun motiv să renunțăm la ea? Pentru că dacă era te singur, îți venea ideea asta, nu avea curaj să duci pe la cap. Corect. Să încerci. Și uite că era bună. Da. Deci, de multe ori abandonăm și lucruri care se ne pot... De ce? Că n-avem ingheși, n-avem perseverență, n-avem antrenamentul ăsta să o urmăresc până se înfundă. Dacă ea nu mai merge de la un loc încolo, atunci o abandonez. Dacă încă mai am de lucrat la ea, s-ar putea pe traseu să văd puteți momentul... să mai dați din astea mai... Lasă, Adi, ca să facem, uite, vezi că învățăm din fiecare câte ceva. Tocmai din acest exercițiu, chiar așa merită să înțelegeți că merită să încerci, da? Așa e. Să ai încredere în tine. Să ai încredere în tine, sigur, da. Să ai încredere că altfel, dacă abandonești la exercițiul ăsta și nimic nu încerci, ce aștept să fii, să vină cineva să-l facă? Și vorba domnului profesor, duceți ideea până la capăt. Mai decât o idee, super fain. Da. Du-o până la capăt. Să vezi unde se înfundă. Exact. Unde se oprește. Ceva nu mai merge. Corect. Dar asta ce înseamnă? Să ai multă experiență în spate. Corect. Să ai, să nu greșești în calcule. Că dacă ai sesizat o chestiune și proastă și tu te duci pe greșeala aceea, e da, ta iurea greșită, da? Un like tot era de 0,5, domnule. Atât? A, păi da. Bă, dar ne simți, frate. Păi da, nu, pentru că poate unii copii nu se prindeau și ei, chiar
chiar am ucis. Să nu le scadă prea mult. Da, și nu 0,5 și că da? Da, este 1. Un like mare și un share mare. Așa. Dita mai share. Dar după ce ai prins ideea normală. Dar nu tot ca din. Valoarea numărului A mic egal cu A punctul B egal cu. Nu, nu alt exercițiu cu Iulia. A mic egal cu radical mai adânc. Din. Și luăm. Din. 2 pe lângă. 1 plus 2 plus 3 plus așa mai departe plus 200. Închideți paranteza. Totul mulțit cu 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus încă mai departe plus 1 supra 200 ori 201. Este. Deci valoarea numărului A mic este. Egal, practic calculăm. Nu da, știu. E foarte greu. Anca, faci tu? Poți să încerc eu? Da, tu poate, de lasă și pe alții. Și eu vreau. Deci, acolo îi dormi. Lucrează, dacă știi. Anca, ce ai încercat la fața ghișturilor ăsta? Lucrează acolo. Da. Dacă ai o idee, tu vezi, urmări, închipui că ești singur și tu vezi să vezi dacă e ideea ta. Apropo de ce am zis mai devreme, tu-ți ideea ta acolo în liniște până la capăt ca să vezi. Da, da. O idee dacă ai, trebuie să avem o inițiativă. Te rog. Poți să iau de o parte aia 1? Sigur că da, poți să iau de o parte. Tot cu radical sau fără? Fără radical, că doar e partea, paranteza lui de parte. Deci lucrăm, iată el are o propunere, să lucrăm, să notăm cu S suma asta. Deci notăm cu S egal cu 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus așa mai departe plus punctul 1 supra 200 ori 201. Solicit eu, când am nevoie. Ca fiind 2 minus 1. Deci vine 2 minus 1 supra 1 ori 2 plus 3 minus 2 supra 2 ori 3. Spus, vorbește Anca. Se simplifică, nu. Ce? Distribuim numitorul. Așa. Este tot motivul. Da. Vine 2 supra. Hai. 2 supra. 2 supra 1 ori 2. 2 minus 1 supra 1 ori 2. Da. Plus 3 supra 2 ori 3, da. Minus 2 supra 2 ori 3, plus puncte, 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 plus 200 supra... 201 supra... 201 supra 200, 200 ori 201 minus... minus 200 supra 200... ori 201. Și calcul. Wow. 2 cu 2 se simplifică, Anca. Se simplifică. 3 cu 3. 3. 2 cu 2. 2. 200. 201. 200 cu 200. Și cum avea? 1
1 pe 2. Deci vine 1 pe 2. Plus, plus 1 pe 3. Mai întâi 1. Asta de la început. Nu? 1 pe 1. 1 pe 1. Adică 1. 1. Da? 1 pe 1, dacă vrei să fiu așa. Minus. Minus 1 pe 2. Da. Plus 1 pe 3. Minus 1 pe 2. Sau minus 1 pe 4. Ce este acolo? Ia să vedem. Și ceva? Da. E 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Deci 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 2 încă. Minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Minus 1 pe 3. Plus să mai fac puncte, puncte. Plus. Plus 200. 1 pe 200. 1 pe 200. 1 pe 200. Plus 1, minus 1 pe? Plus 1 pe 201. 201. Egal. Se simplifică? Se reduc. Minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 3 cu minus 1 pe 3. Rămâne asta la început cu plus. Va rămâne la... Și cu ultimul. Ultimul cu minus. Asta se duce cu puncte, puncte, da? Da. Va fi egal cu 1, minus. 1 minus 1 pe 201. Da. Și amplificăm pe 1 cu 201. Da. Și... 201 minus 1. Și dă 200, da. Supra 200. 201. Și... Face 200 supra 201. Așa, dar toată paranteză. A doua paranteză e 200 supra 201. Corect. Hai să vedem ce facem cu... Prima. Cu prima. Păi putem să-i scriem ca sumarul 2. Hai, te rog... Ca și spus, e suma primilor n numeri naturale, e suma lui Gauss, pe care timp trebuie să știi formula. Trebuie să spun eu tot. Smerenia, măi. Modestia. De ce nu lucrezi? N-are... Lasă copii la doamnă. De ce? Nu vreau să mai departe, am vorbit mai gândit. Cât ți-a dat? Uite, Miruna a trecut la următor. Da. Hai să vedem. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte plus 200. Cu cine este la suma primilor e numele naturale? Primul plus ultimul. Deci 1 plus 200. Ori câte numere sunt? Ori 200. Ori 200. De data asta sunt 200 pentru că sunt toate consecutive. Dacă ar fi din 2 în 2. Erau 100. Deci luam din ăsta minus ăsta și împărțeam la din cât în cât sare ele și adunăm 1, da? Deci aici sunt ori 200 și supra 2. Nu? Primul plus ultimul, ori câte sunt ele, supra 2. Și va fi egal cu 201. 201 ori 200 supra 2, adică ori 100. Am simplificat pe 2 cu 200, da? Și atunci numărul A va fi egal cu... Hai să vedem cum arată. A egal cu... Radical din 201. 201 ori 100. Ori. Și ori un 2 în față. Era 2 ori. 2 ori 100. Și ori? Ori 200 pe 201. Așa ne-a dat, da? 200. Pe 201. Și egal. 4. Și să amplificăm, suntem la mulțire. Nu suntem la adunare sau scădere ca să amplificăm. Da? Îi simplificăm. Se simplifică cum? Dar nu se simplifică nimic deocamdată. E cum? 201 cu 201. Apa, da, uite că ăsta mă rog. 2 ori 100 fac 200. Da. Și egal cu radical din 200 ori 200. Adică radical din 200 la 2. Radical din 200 la 2.
face? Face 200. 200, răspuns 200. Ai văzut atunci ce s-a întâmplat? Aici, la final. N-aveai voie să te încurci, era banală chestia. Suma Gauss a știut-o, a știut-o, bănesc, nu? Da, așa. Suma asta s-a știut și a înmulțit. 2 ori 200, 1 ori 100, ori 200, scoate. Da, deci 201 cu 201, 2 ori 100, 200, 200 la pătrat și egal cu 200. Anca, hai să întoarcem și vedem la ieșiți ăsta ce n-a mers. Like și share. Să vedem ce n-a mers, care au fost momentele importante pentru tine. Să scriem pe 1 ca 2 minus 1. Deci e o sumă 2... de aceea calculabilă, că dacă ar fost, dacă ar fost de calculat suma următoare, Anca. Yes, egal cu 1 supra 1 ori 3, plus 1 supra 3 ori 5, plus 1 supra 5 ori 7, plus mai departe, plus de puncte 1 pe 99 ori 101. Cum ai zis, calcula suma asta. Adică, la asta cum ai făcut? Aș amplifica pe... Aș amplifica toată cu 1 pe 2. Nu, cu 2, cu 2 pe 2, pardon. 2 pe 2. Ca să faci 2 la numărător. Da. Deci, înmulțim fiecare. Da? Înmulțim deci, ai nevoie de 2, 2, că e diferența de 2. Și deci te voi spune egal mai departe cu 1 pe 2. 1 pe 2 pe lângă. Poți să spun? 1 pe 2 pe lângă. 2 supra. 3 minus 1. 3, 2 supra 1 ori 3. Da, 1 ori 3. Plus 2 supra 3 ori 5. Hai, scrie-te, rog. 90 plus 2 supra 9 ori 100. Și ca să calculezi, loc de 23 minus 1, loc de 25 minus 3, distribui numitorii și toată povestea începe ca mai înainte. Deci, atenție, a fost vorba de calculat suma asta lui Gauss și suma asta. Două probleme au fost importante. Deci, momente importante, așa am putea să spun. Eu sunt fiul împlutora. Nu știu. 57, domnul Părcăt. 57 oprești, da? Da. Vedeți că v-ați murdărit, v-ați dat cu creta la fund. Da.